Mă numesc Alina, sunt din satul Vișoara, raionul Glodeni. M-am născut în Federația Rusă, nu trecut în Moldova. Din mic copil, mă țin minte de la 4 ani. Copilăria mea, am văzut așa tot tristă. Cu fetele și mai mult muncă, în greutate. Lângă mama, mama tot lucra cu ziua că se ne întrețină, mulți copii. Și așa, m-am dus la 16 ani la lucru, în raionul Briceni, satul Corjăuț. Am lucrat acolo la o firmă de legume și fructe. Pe urmă m-am dus la Chișinău tot cu munca, până și am găsit căsuța ei și Iana. Tot am crezut ca să îmi fie bubeni. M-am căsătorit cu primul bărbat și primul bărbat o decedat la un an și 3 luni de zile de căsătorie. O decedat, am rămas cu un copil în braț și cu unul în burtă. Decedat, am crezut că aici să... N-a zis nimeni de-a fac viață, am zis la Chișinău cu copiii. Acolo am lucrat la magazin. Pe urmă ne-am refăcut viața cu concubinul, ne-am mai făcut copii. Asta eu și țin minte din copilăria mea. Să o văd așa fericită, să pot să vă spun? Nu. Fericirea intră și aia când șez lângă părinți nu că, cum să vă spun, dragostea e asta care s-o văd pe parcurs, n-am văzut-o. Eba era, ba nu era mama, că în privința munșii am avut în vedere, îți ducea peste hotare, vine de peste hotare, cu bunica mai mult, bunica așa de la pat. Acum nu țin legătura cu dânsă, de mulți ani. Ea ca-s 4 ani, băietoare 4 ani, sunt 4 ani de zile cu dânsul, nu comunic. Am venit în satul cu ăsta, ne-am găsit căsuța și ei care ne-au ars, în 3-3 săptămâni și ne-au ars căsuța. Pe urmă ne-am mutat aici, domnul primar ne-a ajutat și ne-a mutat aici, pe urmă eu am vândut pământ și ala și am luat casa asta, am cumpărat-o. Și ce să vă zic mai departe? Cu ziua, ia ca așa. Cât am putut îmbla cu ziua, dar acum că sunt mici toți, el am avut în vedere, aici te pleacă la grădiniță, frecventează, regulat, cu și am, cu și n-am, dai dau la grădiniță, la școală. Acum cu ziua nu pot să îmblu. E perioada rece, da, și caldă ca să fie, bă, tot nu pot. Ne-am cu copiii în brață, nu-i chiar. Și de ce am apelat la dumneavoastră? Că am apelat pentru că au fost perioade, că au fost nu chiar așa de greu, dar acum chiar foarte greu. Și am apelat pentru ajutorul dumneavoastră și m-am rugat la Dumnezeu, nu pentru mine, pentru copii. Întâi dimineața când scoală și mă întreabă, mamă, da, azi și mâncăm, ori mamă și spune, ori unii tata, deși tata nu-i lângă noi. Eu știu să le răspund, ușa mare pot să-i răspund, dar la ei șlanți mai mici, nu pot să le răspund nimic. Am apelat la dumneavoastră, că fiindcă am ajuns în situația asta, că nu mai știam unde să deschid ușile. Iar nu știam unde să deschid ușa, mai am o cu mătră de aici din sat. E bătrână, e mult mă ajută. Dar și la dânsa au ajuns că sunt îmbolnășit și chiar nu poate să mă ajute mai departe. Și asta e toată istoria mea. Fata a ajuns la mine tot așa, a venit soacra și era servită. Deci și-o lăsat-o aici și mi-a fost jele și să nu ajungă la internat, am dat-o la mine la școală aici, că nu-i departe. Asta e tot și pot să vă spun și... Câte copii aveți? 5 ai mei și 6 de-am cumnata. Da. Asta copilași cu venin? Da. I-am spus ei de dimineață, erau foarte bucuroși. Alergau pe afară și uitau care mașină întrece, tot întreba si iei ori nu si iei, zic nu mamă, nu si iei. I-am cercetat? Băiței, da? Bun, acum vrem să ștergem mamei o lacrimă și mergem la microbuz, cărcăm totul, punem aici sub perete, mulțumim Domnului. Și trebuie să ziceți, mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos. Da. Că ne-a ajutat și mulțumesc Domnului. Cum ne rugăm noi? Domnul Iisus să ne ajute. Da? Cap sus, tu. O să mulțumească la urmă deja când o să vadă
cine m-a dus. Da? Da? Mergi să ne ajutați. Marius, hai să te duci? Dar cum te-ai încălțat tu, mai mers? Doamne, Doamne, Iisuse, Iisuse, cred că sunt o păcătoasă, că sunt o păcătoasă, și am nevoie, și am nevoie de iertarea, de iertarea păcatelor, păcatelor, căci tu ești, căci tu ești Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, Părinte lui Ceresc, Părinte lui Ceresc, care ai murit și ai înviat, și ai înviat a treia zi, după Scripturi, după Scripturi, tu ai venit să ne salvezi, să ne salvezi. Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, vino în inima mea, vino în inima mea, în viața mea, în viața mea, te primesc ca Domn, ca Domn și Salvator, și Salvator. Și iartă-mă, și iartă-mă de orice păcat, de orice păcat, de orice fără de lege, de orice fără de lege. Te rog, spală-mă, spală-mă cu sângele, cu sângele tău cel sfânt, tău cel sfânt. Dă-mi un duh nou, o inimă nouă, o inimă nouă. Ia-mi inima împietrită, inima împietrită. Și dă-mi o inimă de carne. Te rog. Curățește-mă ca să fiu curată, spală-mă, spală-mă ca să fiu înalbită, căci tu ești aici și tu ai bătut. La ușa mea. Dar iartă-mă. Căci n-am deschis ușa. Și am trecut prin greutăți. Fiindcă n-am strigat la tine. Dar am alergat. La oameni. Dar îți mulțumesc. Căci mi-ai răspuns. La rugăciune. Și ai venit în casa mea. Te rog. Deschide mintea. Să înțeleg. Scripturile. Te rog. Ai milă. Și îndură-te. De familie. De astăzi. Vreau. Ca trupul. Și duhul. Și sufletul. Ca să le încredințez. În mâinile tale. Îți mulțumesc. Că m-ai ascultat. Te laud. Căci de azi înainte. Sunt fica. Tatălui. Ceresc. Și învață-mă. Să mă rog. Neîncetat. Ca întotdeauna. Să fie plăcută. Rugăciunea mea. Îți mulțumesc. Tată Ceresc. Prin Fiul tău. Prea iubit. Domnul Iisus Hristos. Amin. Vă mulțumesc dumneavoastră. Mulțumesc Domnului. Ne-au auzit ruga. Și să dea Domnul dumneavoastră sănătate multă. La cei care ne-au ajutat foarte mult. Băieți, ce trebuie să spuneți? Mulțumim. Sunteți voi bucuroși deja, copilași? Sunteți bucuroși? Da. Da, ne-ați așteptat cu bucurie și iată bucuria va veni din partea Domnului. Da? Da. Noi mergem la alte familii, vrem să ne rămas bun, dăm de mânuță și spunem La revedere. Haide, paca, Sasha, paca. Paca. Mulțumesc frumos dumneavoastră și mulțumim Domnului pentru darurile noastre și pentru tot ce mi-a adus. Nu am cuvinte chiar să mulțumesc foarte, foarte, vă mulțumesc din inimă. A fost perioadic, plângem și nu știam ce să fac și... Vă mulțumesc. Cuvinte chiar nu am. Să sperăm și alți care sunt. Eu am fost în viață ca tare luptătoare. Nu m-am așteptat, n-am cerut de la nimeni. Am vrut să fac tot singurică, dar acum când am ajuns, vă spun, mă uitam chiar pe internet la fată, pe planșet, dar s-a stricat. Și mă uitam așa și am dat de programa dumneavoastră. Și am început a plânge, zic, oare sunt oameni cu inimă mare care văd. Pe unii și-am deschis ușile, puteți mă trimite, du-te acolo, acum nu pot face documentri ca fete. Eu sunt Federația Rusă, trebuie să-mi fac amenică, ne-o ars toate actele. Și Mitrica, trebuie un an de zile și acum trebuie să le strâng pe toate și nu pot. Nu puteți face nici măcar alocația asta, e viața pentru copil. Nu. Laptele, că am pierdut de la atâtea stres, de la atâtea drumuri, am pierdut cheptul, ni operație. Laptele îl cumpăr pentru fată, că nu-i dau de vacă, că mă tem prematură și mă tem, îi dau smesi. Îi dau smesi de asta simplu, se înflă la burtică și plânge noaptea și corup că ai 300 ceva de asta și mi-ajunge numai cât pe o săptămână. Îi mănânc, crește.
ca să pot să fac, trebuie mitrica ca să-mi dai de la punctul medical. Trebuie să fac mitrica, fete, nu pot. Am vorbit cu advocatul, poate cumva, cumva pentru însuși și mi-au spus că... 3 luni de zile să dureze, dar este 3 luni de zile eu foarte, nu știu, mă rog în toată ziua la Dumnezeu. Și mă uit la programa dumneavoastră, până mai săptămâna trecută mă uitam la dumneavoastră programa asta și mă uitam și zic, Doamne, oare să fie bă și la mine, oare, Doamne, nu știu, nu pentru mine, pentru copii, pentru tăiat, pentru tăiat. Credeți că Dumnezeu v-a ascultat? Și am vrut că m-am dus la primărie, la secretară și am zis că să-mi fac mitrica feții, măcar cumva să-mi dai vreun... Închid ușile și dau din mână, închid ușile și dau din mână. Nu primiți nici ajutor social? Aveți mulți copii? Am făcut să primesc pe căldura, perioada rece. Da. 3 luni de zile n-am primit nimic. Acum ne-a venit pe 3 luni de zile odată. Am luat în casă și am mai luat. În casă tot trebuie să termin reparația. Dar asistență socială nu aveți în fiecare? Că aveți mulți copii? Până acum n-am avut dichei de acum, dar întâi trebuie să fac mitrica fetei ca să o introduc în program și tot. Cât o mii de lei pe băiat care un an jumătate, atât. Și soț cu 3, concubinul cu 3.000, dar de întrâns noi luăm produs de la... El lucrează la o fermă. La o fermă lucrează și oficial lucrează. Nu, din 33.000 le scoate pe polius, pe tăite este iarnă și la curat la mână noi nu vedem banul. Pentru ce nu vedem banul la mână? Că e produs. Nici o zarplăță e de mâncare. Că e în toată ziua și armam, dar eu vreau așa, nu. El înțelege, el poate să mă înțeleagă, dar el nu înțelege, el îți duci deschide holodilnicul cu neam, dă-mi mama. Dar eu ce să-i fac? Și răd și plâng. Vă spun că am aici o cumătră, acum ies o îmbolnăjit, dar e în toată ziua vinil. În toată ziua, cu o pâine, cu o piceană, cu lapte de vacă. Dacă îi dau fete și vrea și el, trebuie să-i fac și lui laptele și ala, că dacă nu-i laptele de vacă, nu-i. Eu dat soțului o vacă la lucru, dar e încă trebuie, încă n-o fatat și nu se mulge. Nu știu, până ce-a să fie, o zis că-i pe zile, pe ieși, iar dacă scăpăm la lăptic, noi de-am am scăpat. Ba da prostiu domnul că am scăpat de la pojarcă. Camera băieților, unii dormeau și cuhnea o ars. Și el, băiet, s-a sculat și... Dar el la mine ca și mine, plânge între una, e mai moale, mai astea, nu vine la pat. Mamă, tu dormi, dar noi ardem. Dumnezeu este dragoste și am venit astăzi să vă spunem că El vă iubește. El vă iubește și ne-a trimis pe noi astăzi să vă încurajăm. Biblia spune că dacă mama ta te va lăsa, Dumnezeu nu te lasă nici cu un chip nu te va lăsa. Și are promisiunea aceasta, ne-a dat promisiunea aceasta, va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor. De aceea, vă rugăm să citiți Cuvântul lui Dumnezeu. Vă rugăm mult ca să mergeți la o biserică vie, unde se învață, unde se citește, unde se roagă. Domnul este viu și adevărat. Domnul a creat cerurile, a creat pământul. Știe și cunoaște câte fire de păr ai pe cap. Dacă vei căuta pe Iisus cu toată inima, El se lasă găsit. Ascultă-mă, Domnul este lângă tine, El te ascultă. Ori de câte ori ai îngenunchiat, ori de câte ori ai plâns, Domnul ți-a numărat lacrimile și Domnul este acela care te poate ajuta. Domnul este acela care vrea să te ridice. El vrea să-ți fie mama ta. De aceea, roagă-te, citește Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul te iubește. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său Fiu, Iisus Hristos, cine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ne-am gândit de multe ori, de ce suntem pe acest pământ? Care-i rolul? Ce? Și Domnul spune, adu-mi toată cinstea, toată onoarea, toată slava. Suntem dați pe pământ ca să facem voia Lui. Dar omul a păcătuit și suntem păcătoși. Dar Dumnezeu în dragostea Lui cea măreață a dat pe singurul Său Fiu ca să nu pierim. Tot ce v-am adus este pentru trupul nostru, dar pentru sufletul nostru este Cuvântul Lui Dumnezeu. Citiți Cuvântul Lui Dumnezeu.
și El este acela care va lucra în inima dumneavoastră, va lucra în viețile dumneavoastră. Pe data de 13 februarie, venind de la grădiniță, cu copiii mai mici, venind cu copiii mai mici de la grădiniță, am văzut că disputa acoperișul casei ieșa fum. Am lăsat copiii. Mi-a plăcut că lacrimile de pe obrajul lor au fost sincere. O senzație plăcută atunci când te trezești de dimineață și mergi să ajuți pe cei nevoiași. Pentru asta își creăm pe pământul acesta. Pentru asta Dumnezeu și ne-a creat, ca să-i slujim Lui. Cât ani? 5. 5. Ești pe mare și frumoasă. Și ești bucuroasă că am intrat în astăzi. Da. Ce ești de bucuroasă? Dragostea ce Dumnezeu a pus-o în mine, vreau să o răspândesc și celor din jurul meu. Aici pe pământ este Dumnezeu. Noi ne jucăm cu cariliul noastră. Cea noastră. Astea sunt noastre. Hai, lasă-i. Cea noastră. Ia, ce eu aproape ți-am făcut căsuța. Ui. Ale Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciune, mulțumire, cinste, putere și tărie, în vecii vecilor. Amin.